Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță, pe lângă faptul că continuă tradiția mărțișorului păstrat în etnografia poporului român, valorifică și sărbătoarea romană de la 1 martie, adică anul nou roman. Am reușit și anul acesta să aducem mărțișoare tradiționale, fără a exclude totodată și mărțișoarele mai moderne. Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță invită toți doritorii să vină să cumpere și în același timp să vadă mărțișoarele care au fost făcute de meșterii populari. Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș organizează a cincea ediție a Târgului de Mărțișor. Ca în fiecare an, punem la dispoziția publicului larg mărțișoare provenite de la producători. Zona de proveniență a acestora fiind Suceava, Timișoara, Arad și Hunedoara, mărțișoarele sunt confecționate din lemn, ceramică, pastă fimo și avem mătase. Cam atât despre. Așteptăm cât mai multe persoane pentru a alege la dispoziția dumneavoastră ceea ce doriți. Expresia feței. Așa, 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 așa. La boli. Asta cu mărțișoare. Cu Cornelia și cu...